Do i comunism. Da, spune-te rog și pe ce ați voi azi? Comunism și neva. Foarte sunt integrat de poziția fracțiune partidului nostru comunist. Cum într-o zi te insistează lupta cu uzurpatorii puterii de stat, cu încălcătorii ordinei constituționale? Eu am avut foarte mare încredere în lupta care o duce dumnealui. Noi, printre altele, uitați-vă, noi suntem zeci comuniști, de ce e care, uite, noi ne pornim să cu domnul Voronin, vrem spre comunist cu dumnealui să mergem. Uite, avem bilete pe strate din timpul ușelea. Și în timpul când poporul are atâta nevoie de dumnealui, el cu fracțiunea a abandonat lupta până la 1 mai. Ce înseamnă asta congres popular? Eu nu, congres civic. Noi nu putem așa să răbdăm uzurpatorii. Deși, văzând că uzurpatorii totuși ești mai tari și sunt mai astea, eu m-am săturat de așa comuniști noștri care nu mă ne trădează și nu mă fac probleme numai. Nici ce ăștia sunt comuniști. Comuniștii care au un șept și un top. Dar eu viața să pentru popor, pentru... Bun, dar ce-ți faci bata cu biletul de comunist? Da, e că și nu-ți fac cu de ăsta, l-a aruncat! A aruncat! Și e că dacă nu a putut... Nu tot ai să apere, înțelegi? Eu numai că nu o forță văd aici, băi, care... Că cine trebuiește la ăsta, statalii de tot felul, de ce? Băi, era până la 40 regile și cu ăsta și era tricolorul și era... Eu gata, nu mai vreau să știu cu comuniști, băieți, gata, trăiască România mare, jos comuniști și jos tot ceilalți care au fost. Așa, da, ca asta, hai, să lăsăm. Ia că pobeditele socialistici, pentru ce am luptat noi, a? Că mă Voronin să ne abandoneze lupta noastră, să dăi pe mâna uzurpatorilor? Nu! Așa, mai gine mă dau cu patrioții așa, că frumos, roșca, frumos, roșca, zdocul de comunism, așa, gata, noi, voști comunisti, nu mai vreau. Tu aș mata amuncul, mă predeam cu pobedii de comunism, a? De un an, de vene, predeam comunismul, a? Noi ne-am vândut cu el. Să te-ai încurcat și ai zvânit tricolorul. Ia că asta știe. A intrat Mata în azart. E dintr-o parte așa omul normal face, eu ți-aș spune. Luptă cu toți.